Pentru mii de oameni, dezastrul este unul cu repetiție. Locuitorii din zonele afectate sunt la a treia inundație catastrofală din ultimul deceniu. După fiecare potop, autoritățile au promis că iau măsuri pentru ca scenariul să nu se mai repete. Ce s-a ales de promisiunile făcute, știe Adrian Obreja. Bună dimineața, bun găsit! Viitura a trecut în aceste localități în județul Galați, la fel și autoritățile care au fost în vizită pe teren aici. Au fost multe promisiuni acum, la fel ca în anul 2013. Atunci se vorbea despre un proiect de îndiguire, proiect ce urma să fie pus în practică în afara acestor localități, dar nu s-a întâmplat nimic. Proiectul a rămas undeva într-un sertar la o instituție centrală. A fost aici și ministrul mediului în aceste zile, care s-a arătat preocupat să întrebe localnicii dacă au primit RoAlert în noaptea respectivă, în noaptea în care au venit apele. Despre acel proiect nu a menționat nimic. Între timp, oamenii au rămas în casele lor și sunt revoltați pentru că, spun ei, nu s-a făcut nimic în acești ani pentru a evita aceste inundații. Ba mai mult, spun că s-au săturat să-și refacă locuințele odată la câțiva ani atunci când au loc astfel de inundații și alții susțin că nu au primit despăgubiri la dezastrul anterior din 2013. Legat de aceste despăgubiri, premierul României a dat asigurări că va asigura absolut tot ce trebuie, banii și materialele de construcție pentru toate cele 5.000 de case afectate din județul Galați. Oamenii au rămas în zone, au rămas și încearcă să-și curețe casele și curțile de nămol, ajutați de pompieri, jandarmi și militari, iar oficialitățile s-au întors la București. Deocamdată nu s-a alocat niciun ban pentru că evaluarea pagubelor încă nu s-a făcut, atâta timp cât apele nu s-au retras complet. Dezastru! Tot s-a stricat! Nu mai mult scoateți din casă? Nu mai mult! Și covoare, tot, mobilul, toate s-au stricat! 100% stricat. Nu, nu avem unde dormi. 2016 a fost așa apa. Voi vedeți cum s-a ridicat. Toată lumea a promis că va face. Au venit, au, într-adevăr, au decormatat râul Suhurlui. Dar la un asemenea debit, fără unul poate face față. Nu este prima dată când locuitorii din zona au casele inundate. În urmă cu 11 ani, tot la mijlocul lunii septembrie, oamenii erau loviți de alte viituri la fel de catastrofale. 9 persoane și-au pierdut viața atunci. Da, uitați că e casa mea totul. Lăsați, doamnă, a scăpat cu viața. Doamne, Doamne ajută. Ferească Dumnezeu. Fel de nori erau picier, n-am văzut, am 57 de ani, n-am văzut asta. Situații asemănătoare, dar nu la fel de grave, s-au înregistrat și în 2011 și 2016. Evenimentele tragice care ar fi trebuit să mobilizeze autoritățile locale, județene și de la București să vină cu soluții. Însă, după atâția ani în care am vorbit despre victime și pagube uriașe, concluzia oficialilor e aceeași. Această nenorocire nu putea fi evitată la 200 de litri de apă pe metru pătrat. Cine este de vină? Dumnezeu a dat apa. Ce să mai faci, Dumnezeu, în situația asta? Nu mai ai ce să faci. S-au înregistrat ploi record de peste 150 de litri pe metru pătrat, dar și nepăsarea a mărit dezastrul, acuză oamenii ajungi la capătul puterilor. În 2013 a fost un pic mai așa, n-a reușit să intre apa în casă, doar foarte puțin în anexii. În 2016 a intrat, dar mică, și acum, după cum se vede, ne-a pus capac. Mai salvați ceva? Nu. N-am salvat nici în 2011 când am fost. Nu mi-a dat nimic, mai rău e acum. Pentru primarul din localitate pare că altele au fost însă prioritățile imediat ce au ajuns în zona calamitată premierul și președintele Senatului. Îi mulțumesc și dumnealui, mulțumesc și domnului președinte Ciucă pentru prezența la noi și vă mulțumesc că sunteți lângă mine în aceste momente dezastroase. Același lucru vreau să-l fac și eu. Ca și domnul primar să mulțumesc domnului președinte, domnului prim-ministru Marcel Ciolacu, a domnului președinte Ciucă că este alături de noi, a domnilor miniștri. N-am cum să nu-i mulțumesc vicepremierului, ministrului de interne, unui secretar de stat și autorităților locale. Transmit mulțumiri tuturor celor de la Ministerul de Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență, Ministerul Apărării și, desigur, autorităților locale. Abia apoi au fost discutate problemele. Lupta cu apele a fost sub control. E a treia oară când se întâmplă în zonă. E
Exista un proiect înainte cu un baraj. Vedem în ce stadiu este, era într-un stadiu de lucru aproape 70% finalizat. Nu puteam să ne dăm seama de unde vine atât de multă apă. Ne-am dat seama în momentul în care ne-am dus deasupra. Primul lucru pe care l-am întrebat atunci când am discutat cu oamenii de aici, din această localitate, a fost acela dacă au fost avertizați prin sistemul RoAlert. De ce e nevoie de două inundații majore și a treia ca să spuneți că începem să vorbim concret, să schimbăm lucrurile? Eu m-am referit la modul general. După ce au vorbit cu oamenii, oficialii au promis ajutoare din partea guvernului, pături, saci de dormit, apă și mâncare. Au renunțat apoi la cizmele de cauciuc și și-au văzut în continuare de program. Nicolae Ciucă a venit la București, unde a fost desemnat oficial candidatul PNL pentru președinție, iar premierul s-a dus la Constanța. Închid televizorul, din rușinea lor, parcă mi-e rușine, mi-e...